Provocările cu care ne confruntăm astăzi sunt complexe, interconectate și adesea de o amploare nemai întâlnită. Pandemia COVID-19 și alte crize ne-au demonstrat că până și cele mai remarcabile progrese în materie de dezvoltare pot fi îngrijorător de fragile. Pentru a oferi mai mult sprijin comunităților pe calea către o transformare durabilă, într-un context complex și în continuă schimbare, inițiativa Primarii pentru Creștere Economică a lansat o serie de planuri de dezvoltare economică locală, denumite itinerare de creștere economică. Itinerarul de creștere economică folosește o abordare în care spațiile sunt privite în ansamblu, scopul fiind acela de a le transforma, astfel ca acestea să fie accesibile pentru toți. Itinerarul de creștere economică folosește o abordare bazată pe utilizarea potențialului local, de la patrimoniul cultural la resursele financiare, capabile să asigure noi traiectorii itinerare de creștere. Itinerarul de creștere economică folosește o abordare de tip portofoliu, adică un set de intervenții între care se face un schimb permanent de informații, ceea ce asigură reducerea riscurilor și investiții durabile. Itinerarul de creștere economică este în concordanță deplină cu tranziția ecologică și echitabilă, precum și cu obiectivul de a avea comunități mai inteligente și mai inclusive. De asemenea, itinerarul de creștere economică va ajuta orașele și satele să valorifice oportunitățile oferite de planul economic și de investiții al UE pentru parteneriatul estic. Dar asta nu e tot. Itinerarul de creștere economică oferă o gamă de opțiuni pentru implicarea comunității și a părților interesate, precum și moduri de creare a unui ecosistem pentru schimbările locale. Acum, administrația dumneavoastră locală poate găsi răspunsuri la multe dintre cele mai importante întrebări de pe agenda economică durabilă a comunității dumneavoastră. Aflați mai multe despre itinerarele de creștere economică. Urmați chiar acum un curs gratuit la Centrul de Studii Urbane.